Bună ziua, dragi telespectatori, sunt Gabriela Sava și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Euroferma. Subiectul este agricultură, dar cred că trebuie împletit cu destinul jocurilor de noroc. În diverse zone ale țării este vizibilă deja expresia a fi sau a nu fi recoltă. Cum s-a ajuns aici? Am pornit cu speranță toți. Am pus piciorul drept prima oară în pământ. Am ales și am prelucrat sau nu pământul, apoi am așezat cu vârful în jos sămânța și ne-am rugat să rodească. A răsărit frumos și am avut ceva motive de bucurie și ne-am imaginat că suntem norocoși și, prin urmare, suntem fermieri de succes. Dar este succesul rezultat al muncii? Dacă muncești mai mult față de cei din jur, ai mai mult succes? Deseori vedem că în anii în care te-ai străduit mai mult, atunci a fost și mai rău sau poate nu prea bine. Ce vă pot spune cu certitudine este că succesul este legat de apă. Acolo unde a plouat sau s-a irigat, va intra combina în câmp. Mai departe, cum vindem și ce rămânem după, este un alt episod al serialului Succesul și prietenii lui. Ce a determinat succesul platformei de la Drajna, ne spune astăzi echipa Zaten Union. Este această platformă una de succes? Am avut noroc aici? Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor noastre și bine ați revenit în câmpul nostru la Drajna. Sigur că dacă ne uităm din avion, această platformă se vede mai urât, dar dacă ne uităm de aproape, o să vedem culturile foarte frumoase. Sunt culturi reușite. Discutăm în această platformă de hibrizii de porumb, hibrizii de floarea soarelui și sorile de soia. Așa cum știți, noi avem un portofoliu larg de sămânță, iar acum în august prezentăm culturile de primăvară. Aceste culturi, în momentul de față, arată foarte bine pentru condițiile din sud-estul României. Discutăm de condiții de precipitații de la semănat până la această dată de aproximativ 200 mm de precipitații, ceea ce, după părerea mea, asigură cam 60-65% din cantitatea necesară de apă din cursul dezvoltării culturilor de porumb și floarea soarelui. E important ca această ploaie să vină la timp. Sunt momente în care o singură ploaie face diferența, dar trebuie să spunem că, și probabil știți, că mulți fermieri care vin și văd platforma dumneavoastră vă bănuiesc de fiecare dată că udați sau că aveți un sistem de irigație în spate. Da, nu e prima oară când mi se spune asta, dar am invitat fermierii să vadă cu ochii lor producțiile, să vină chiar la recoltare sau chiar la semănat. Noi nu ne ferim să arătăm ceea ce facem. Singura și cred că deosebirea esențială este de rotația culturilor. Facem o rotație la 6 ani de zile. Practic, floarea vine după floarea soarelui la 6 ani de zile, porumbul după porumb la 6 ani de zile. Și mai mult decât atât, avem o cultură de uniformizare cu mazăre, ceea ce mi-asigură un aport de îngrășăminte. Pentru că tehnologia pe care o folosim în câmp este o tehnologie minimalistă. Asta am spus de fiecare dată, nu ne interesează productivitatea maximă, ne interesează ca hibridul meu în condiții de tehnologie minimă spre normală din sud-estul României să dea producții rentabile, să aibă fermierul un profit. Ăsta este și scopul nostru și practic platforma din spatele meu este o platformă în care se pot vedea toate varietățile noastre. Dacă discutăm de porumb, avem de la grupa FAO 250 până la 450. Dacă discutăm la floarea soarelui, avem din toate tehnologiile Sulfo, Clearfield și tehnologia normală. Avem noutățile, avem și hibrizii mai vechi, consacrați. Dar această platformă nu este destinată numai pentru fermierii din România. Discutăm de această platformă și pentru fermierii din Bulgaria. Astăzi am avut grupul fermierilor din Bulgaria. Ieri am avut grupuri din Republica Moldova și Transnistria. Pentru că aceste varietăți, acești hibrizi au performat foarte bine și în aceste țări. Alexa, Davero sunt extraordinar de productive și stabile, pentru că este foarte important ca în aceste condiții să avem stabilitate la producții. Anul acesta, comparativ cu alți ani, am avut un dublu efect dăunător. Am avut arșiță puternică cu temperaturi de peste 40 de grade, am avut și secetă puternică. Vă dați seama, la 200 de milimetri de precipitații nu înseamnă ceva nemaipomenit. Dar rotația și tehnologia fac diferența. Nu înseamnă că dacă cheltuiesc mult, mă aștept să scot mult.
trebuie să cheltuiesc rațional și să scot producție care să-mi acopere cheltuielile și să scot un leu în plus. Numele meu este Vlante Emil Panait, sunt originar din județul Ialomița, din comuna Sudiți, o localitate undeva pe malul drept al Ialomiței, la câțiva kilometri de locul unde ne-am întâlnit. Câte hectare cultivați? O suprafață substanțială, să știți, pentru o fermă așa care trebuie să facă și producții și să aibă rezultate corespunzătoare din toate punctele de vedere, dar mai ales economic, nu trebuie să ai o imensitate de suprafață. Or fi și ferme foarte mari, a noastră este de 600 de hectare. Fermă în care cultivăm porumb, floarea soarelui, grâu, orz, rapiță și o plantă furajeră, lucerna, o suprafață mai mică pentru niște animale. V-am ales pe dumneavoastră din grupul de fermieri cu care am făcut împreună vizita prin câmp pentru că ați spus ceva foarte frumos. Am producții frumoase, dar fericirea nu este totuși un proiect individual, e un proiect colectiv pentru că nu e de ajuns să am doar eu aceste producții. Cum le-ați făcut dumneavoastră și de ce mâhnirea pentru cei din jur? E o poveste lungă și cu destulă bătaie de cap de când s-a început alt fel de agricultură după 89. A mers ce a mers, după care totul a început să coboare. Nu din cauza oamenilor, oamenii, fermierii, așa cum i-ați văzut, sunt tineri, mai puțin de vârsta mea, eu sunt nițel mai în vârstă decât ei, cam de vârsta părinților lor, dar sunt copii foarte buni. Muncitori, eu îi cunosc, eu îi apreciez foarte mult. La mine în localitate sunt 20 de fermieri, pe puțin din tineri. Și suntem vreo 2-3 mai în vârstă. Restul sunt tineri și eu mă bucur că acești băieți s-au apucat de această meserie, care a fost foarte bună și destul de profitabilă până în momentul de față. N-aș vrea să numesc cu o cauză a acestor probleme. Lumea știe foarte bine, dumneavoastră Euroferma, dumneavoastră știți foarte bine ce se întâmplă, pentru că sunteți în mijlocul nostru. Așa cum ați văzut în această vară, căldura zăpușitoare și seceta cumplită. Astea au fost cele două elemente care au zăpăcit culturile. Acum, ca să obții niște producții bune, trebuie să aplici o tehnologie completă. Dacă rupi oza din lanț, la noi în agricultură se vorbește de lanț tehnologic. Acest lanț tehnologic, ca oricare lanț, așa e făcut din zale. Orice oza, dacă s-a rupt, și în special la jumătate apa, s-a terminat povestea. Produci, dar produci așa ca să supraviețuiești. După cum vedeți, societatea românească a evoluat foarte mult. Acești tineri sunt băieți frumoși, școliți, deștepți, umblați prin străinătate. Fiind mai în vârstă, am văzut multe lucruri, am văzut toată Europa. Și să vă spun un lucru, după aceea vorbim de irigații. Să știți că fermierii români sunt unii dintre cei mai buni fermieri din Europa. Pentru că să ajungi să fii acum 2 ani, a fi anul trecut, să fii pe primul loc la producția de porumb în Europa, asta spune mare lucru. Acea producție n-a făcut-o nici ministrul agriculturii, n-a făcut-o nici guvernul României, au făcut-o fermierii. Băieții pe care i-ați văzut dumneavoastră astăzi și i-ați filmat la aceste loturi experimentale prezentate de Zatenul Ion de-a lungul anilor. Eu am participat din totdeauna la aceste evenimente pentru că am avut o relație foarte strânsă și folosesc semințe Zatenul Ion atât la grâu, la orz, la mazăre mai ales, la floarea soarelui care sunt foarte buni și la porumb. Acum să revenim la întrebarea dumneavoastră. Ca să faci producție adevărată, trebuie să nu se rupă lanțul. Și zaua care trebuie să fie foarte solidă este irigatul. În zona noastră aici, cu aportul colegilor, cu aportul tuturor celor care au fost interesați, nu am distrus sistemul de irigație pe anumite suprafețe. Eu mă aflu pe sistemul Pietroiu Ștefan cel Mare. Și acest sistem a funcționat din 89 până acum. Eu nu m-am oprit niciodată, pentru că am semănat și când a fost nevoie să
să irigăm, am irigat, au fost și ani, de ce să nu spun, după 89, că de asta a făcut ca lumea să considere că irigatul n-ar mai fi această verigă tehnologică necesară. Ne mai plouă. Da, că ne-a plouat, au fost niște ani buni, iar că acum ne confruntăm cu, să nu zicem, să nu exagerăm, cu veri apocaliptice, cu veri de nedescris. Eu zic că eu sunt născut, crescut în Bărăgan, în mijlocul Bărăganului. Comuna mea este în Sudiț, este în județul Ialomița, în mijlocul Bărăganului, aproape de localitatea Movila, care se află la 100 de metri deasupra nivelului mării. Eu așa am învățat la școală, la geografie, că e cel mai înalt punct din Bărăgan, 100 de metri. Sudițul se află la 85 de metri. Deci vă dați seama că e destul de sus și de secetos. Dar acest lucru l-am suplimentat prin irigații. Pe, din cele 600 de hectare, cât aveți irigat? Am tot ce am pe fostul IAS Jegălia și fostul IAS Bărăganu, 300 de hectare și 300 sunt pe fostul CAP. Ce merge pus sub irigație ca să scoată bani mai mult? Ca să scoată bani, cel mai bine merge soia, porumbul și greu. Dar cel mai bine porumbul și soia. Îmi face plăcere să ne revedem. În ultima perioadă știu că vă ocupați mai mult decât de teritoriul din România. Într-adevăr, de 2 ani de zile mă ocup și de alte țări, printre care Moldova, Bulgaria, Rusia, Croația, Serbia, precum și alte țări. Și de când am venit în compania Southern Union, România, sunt o mare promotoare a culturii de soia. Cu toate că fermierii nu vor să audă despre cultura de soia. Pentru că n-au apă. Pentru că nu au apă, într-adevăr. Beneficiile sunt fantastice. Beneficiile pe care le aduc pentru planta postmergătoare, mai ales acum în contextul în care prețul la îngrășăminte a explodat. De ce să nu profităm de azot care vine practic gratis pentru planta postmergătoare să alegem soia? Nu am înțeles de ce. Într-adevăr, condițiile climatice se schimbă. Sistemul de irigații este defectuos în țara noastră, dar totuși sunt ani în care avem anumite precipitații. Un asemenea caz este în acest an, unde suntem în locația Drajna. Soia, într-adevăr, a fost semănată puțin mai târziu, a fost semănată pe data de 5 mai, pentru că am avut condiții foarte dificile. A fost un aprilie foarte friguros, așa cu e. Precipitații ridicate și, practic, a fost imposibilă semănatul culturii de soia în perioada optimă. Dar și în aceste condiții, o să smulg o plantă te ca rog, să și dovedesc, dată o imagine este cât 1000 de cuvinte, dar și în acest caz eu spun că genetica își spune cuvântul. Avem aici o plantă de Dakota. Densitatea a fost 50 de plante germinabile pe metru pătrat și se pot vedea cum au ramificat foarte bine. Pe fiecare etaj avem 4-5 păstăi, deci practic genetica își pune cuvântul în condițiile grele. Acest soi Dakota este origine nemțească, portofoliul nostru este completat cu acest soi. Dacă discutăm din timpuritate extra timpuriu, avem Iacarii, la fel origine Germania și încheiem toată partea extra timpuriu, semitimpuriu Dakota, până la partea de semitardive smaragd. Se poate vedea probabil și în imaginea acest soi. Pentru fermierii din această zonă, în partea de Bărăgan, recomandările noastre ale companiei Southern Union sunt pentru extra timpurii, pentru a profita de apa care există în sol, pentru a putea avea la înflorit temperaturi mai prietenoase decât cele care se instalează puțin mai târziu, undeva la 38 de grade. Practic, soia deja își formează producția. Planul Național Strategic, din fericire pe compania noastră, ne-a ajutat foarte mult pentru faptul că noi în fiecare an avem și ceva cantități pregătite pentru export, dar și o cantitate mai limitată pentru România. Practic, pe noi ne-a găsit pregătiți, am fost capabili să livrăm fermierilor cantitatea solicitată, așa că a fost o oportunitate faptul că noi încă credem în cultura de soia. Este această platformă una de succes? Anul acesta cred că am demonstrat încă o dată valoarea geneticii Southern Union, atât pentru cereale ploioase de toamnă, dar și pentru culturile de primăvară. Un an de succes din punctul nostru de vedere este, pentru că am avut foarte multe lucruri noi pe care le-am învățat, am avut alte lucruri pe care le-am descoperit împreună cu fermierii în această frumoasă zi și în fiecare an, dacă învățăm ceva și dacă avem capacitatea de a îmbunătăți anumite lucruri, și bineînțeles rămânem și cu un mic profit în buzunar, cred că este un an de succes. Fiind platforma semănată într-o solă cu o rotație și în general noi practicăm un asolament corect, anul acesta avem și rentabilitate pentru cultura de porumb. Pentru floarea soarelui cred că majoritatea fermierilor vor fi rentabili. În schimb, pentru porumb este o situație destul de dificilă pentru sud-estul țării.
pentru a evalua o producție pe care o vom recolta acum, suntem undeva la o capacitate a câmpului pentru grupele de FAO 380-250, undeva la 6 tone pe hectar. Bineînțeles, cu vârful de producție cred că nu vom depăși 8 tone, dar grupele de maturitate FAO Plus, 400, 420, 450, acele grupe de maturitate au producția foarte grav afectată. Nu au randament de altfel în zonă. Nu au randament deloc în zonă. Au fost hibrizi de porumb prea tardivi. Arșița i-a afectat foarte mult și nu se vor regăsi pe suprafețe mari în viitor. Pentru irigat, într-adevăr, vorbim despre altă agricultură, alt potențial de producție. Pentru a înființa cultura de porumb, am avut premergătoare grâu și orz, am înființat un covor verde, marca Vitera Seeds, comercializat de compania Saten Union. Covorul verde a fost desființat pe 25 ianuarie, era compus din leguminoase care au fixat azotul, era compus din graminee care a mobilizat solul superficial, era compus și din muștar care a protejat împotriva eroziunii care apare pe parcursul iernii. Pe 25 ianuarie am desființat covorul verde prin arătură cu întoarcerea brazdei. Ce adâncime ați făcut asta? La aproximativ 25-30 cm. Au murit șoricei pe care știam în zonă. Au fugit. Atacul de șoricei l-am avut prezent și în lucernieră, și în arătură de vară, și în arătură de toamnă, și în arătură de ianuarie, și la vecini, unde practică lucrarea cu grubărul sau cu scarificatorul. Invazia de șoareci a fost o problemă foarte mare pentru toți fermierii din zona noastră. Lipsa precipitațiilor, faptul că galeriile n-au mai fost inundate de apă, să mai diminueze din rezervă, înghețurile au fost blânde, foarte puține. Avem fermieri care au pierdut jumătate din producție la urs, din cauza șoriceilor. Microtus arvalis, un animal drăguț, provoacă pierderi de miliarde domnilor fermieri din zona Slobozia Călăraș. După care am făcut o fertilizare cu gunoi de pasăre procesat, BioHelp, îngrășământul bio conține și azot și fosfor și potasiu, doza de 500-600 kg pe hectar, după care am făcut operațiunea de combinator pentru a pregăti patul germinativ, a urmat semănatul. Semănatul pentru cultura de porumb a fost pe 18 aprilie, la o densitate de 67.000 de boabe pe hectar. Pentru protecția culturii de porumb împotriva insectelor, dar și împotriva eventualelor burieni care ar putea concura cu plantele de porumb, am făcut o erbicidare în preemergență și concomitent cu această erbicidare am făcut și un tratament cu insecticid, l-am dat și halotrin ca isosorbi. În vegetație am venit pentru corecție și se poate observa câmpul de porumb este foarte curat. Am venit cu produsele marca Nufarm, Starship și Cru. Mezotrione și Nicosulfuron, două produse foarte bune care au controlat perfect tot spectrul de burieni prezent în sola noastră. Pentru următoarele verici tehnologice ne-am fi dorit să fie nevoie de o fertilizare făcută cu prășitoarea sau după posibilități. Prin prisma faptului că rezerva de apă din sol era una foarte redusă, precipitații anunțate nu erau, nu s-a mai efectuat nicio fertilizare cu azotoase. Ca nivel de producție pentru anul acesta, pentru anumite grupe de maturități, vom atinge un vârf maxim de 8 tone pe hectar. Media câmpului va fi una mică, pentru că grupele mari de maturitate, FAO 450, nu au randamentul dorit. Deci, în concluzie, aceeași părere și vizitatorii noștri care au descoperit singuri cum au performat grupele de maturitate și toți hibrizii individuali, ca o concluzie, grupele mari de maturitate FAO 450 nu sunt pretabile pentru zona noastră la neirigat. Bineînțeles, am avut și vizitatori care cultivă genetica Saten Union la irigat, FAO 400, 420. Acolo sunt rezultate. Acolo este o investiție foarte mare, acolo sunt rezultate foarte bune și fermierul are datoria de a-și face cât mai bine meseria. Am irigat în această vară, luna iunie și iulie și câteva zile din august. Din august mult n-a trecut, că a trecut o săptămână. Așa, am făcut două luni de zile irigat și cu ce a mai venit
pluviometric, zic eu, estimativ și nu mă înșel, pentru că am destulă experiență de zeci de ani de agricultură, cel puțin 15 tone de porumb la hectar vom face. Când veți veni prin zona odată, vă aștept cu multă plăcere să filmați niște sole de porumb și de soia. Soia pe puțin 5.000-5.500. Am avut ani când am obținut și 6.000-6.600 la cât soia. Cât ați dat la soia ca volum de apă? Păi irigatul a constat în 4 udări la soia. Iar la porumb nu dau mai mult de 2 udări. Udări adevărate, cu norme foarte mari, bune și cu perioadă de revenire, nu dat haotic. Eu știu foarte bine tehnica irigatului, că am irigat toată viața ca tânăr inginer, după aceea și mai departe și mai departe. Ca adult și respectiv ca bătrân fermier. Între timp am ajuns conducător de unități agricole socialiste și post-socialiste, că a fost CAP, președinte de CAP sau director de IAS, inginer șef, iar pe zona asta și eu mă mândresc. Erau niște unități agricole grozave, la Dragalina, se chema Cuasc Dragalina. N-am fost politic, am fost tehnic. Eu am fost inginerul șef 6 ani de zile al Cuascului Dragalina. Ce ați observat, spre exemplu, din zaua, din lanțul de care vorbeați? Da. Dacă din zaua aia scoatem îngrășămintele, merge lanțul mai departe? Nu. Totul în tehnologia, fiecare cultură are o tehnologie aparte. Da. Unele culturi au o tehnologie simplă, cum este mazărea, cum eu știu, floarea soarelui și alte, fasolea care își procură ele azotul prin nodozitățile. Dar totuși, ca să poți să obții niște producții respectând întregul lanț tehnologic, trebuie să folosești și îngrășăminte. Și îngrășăminte solide și îngrășăminte foliare. Acele foliare sunt bazate pe microelemente, acolo sunt niște finețuri. Ați dat aceleași cantitate de îngrășăminte și pe parcela irigată și pe aia neirigată? Nu, nu. Și noi avem, facem cartările agrochimice. La 2 ani, la 2 ani, 3 ani facem cartările. Iar, să vă spun, pe terenul fost CAP, cultiv rapiță, grâu, orz, ce avem, care ne conferă siguranța cu ploile din toamnă, cu ploile din iarnă, din primăvară, că ajung să facă niște producții corespunzătoare. Poate chiar și bune, în niște ani, poate, anul ăsta am făcut 6 tone de grâu la hectar. Floarea soarelui din platforma de la Drajna este sau nu? Se întreb așa, mulțumitoare pentru dumneavoastră, cum arată ea anul acesta? Va fi floarea soarelui o cultură câștigătoare pentru fermieri? Pentru cultura de floarea soarelui am un cost de înființare mai mic. Cu siguranță voi obține profit pentru floarea soarelui. Toți hibrizii vor avea peste 2000 de kilograme pe hectar. Am hibrizii care vor atinge 3000-3500 de kilograme pe hectar. A fost o surpriză anul acesta că toată floarea din zona are o talie mică. Este un lucru foarte bun, foarte discutat de către noi, pentru că încercăm să ne dăm seama ce s-a întâmplat. Este o cultură care rămâne în continuare rentabilă. Este o cultură care oferă fermierului o stabilitate mai mare decât la porumb, pentru că indiferent de an îți oferă o producție. Prețul la vânzare este și el mulțumitor. Cât v-a costat înființarea culturii de floare? Avem pentru porumb, avem între 3.000 și 3.500 de lei pe hectar, cu totul și cu eventuala arendă. Și pentru floarea soarelui am 2.000-2.500 de lei pe hectar. Cât de importantă e genetica în lanțul ăsta? Nu mai vorbim. Dar ce? Se compară? Deci nu se compară nici genetic vorbind sămânța soiurilor de acum 10 ani, 15 ani, cu ce este acum. Acum sunt soiuri și hibrizi deosebiți, care au o genetică foarte bună, productivă, rezistență la secetă, la îngheț nu mai e nu nevoie, mai e nevoie, că erau... Ce vă place din portofoliu? Hibrid de floare, unul de porumb, ce? Mie îmi plac toți hibrizii, atât de floare cât și de porumb, pentru că toți au un specific anume. Eu lucrez cu Zaten Union de ani foarte mult, nici nu mai le știu. Am fost producător până în pandemie de semințe, de porumb, de floarea soarelui, de grâu, de orz,
la Zaten Union. Legătura mea e foarte strânsă cu, și de ce să nu spun, și din punct de vedere material, am făcut producții foarte bune și m-am și realizat, pentru că asta a făcut diferența. Ați crescut împreună, da, compania, da, și fermierul. Da, da. Au genetică foarte bună, foarte, foarte bună, să știți. Și vreau să specific un lucru. La Mazăre sunt pe primul loc în România, sunt foarte bun, Mazărea de primăvară, la Floarea Soarelui, Valparaiso, Paraisul 102 și alt, că nu ne apucăm să înșirăm pe toți, așa sunt foarte, eu am cultivat și cultiv în continuare, sunt foarte productivi, iar la porumb, aproape toți hibrizii sunt foarte, foarte... Pe replic l-ați încercat, Spartan, da, ce v-a plăcut? Da, Spartanul e foarte, foarte bun, este foarte productiv și rezistent. Ei au creat niște soiuri, laboratoarele luzate în Union, la fel ca laboratoarele tuturor firmelor care produc sămânță și se respectă, care să întrunească cât mai multe condiții, cât mai multe caractere culturile, planta din cultura respectivă, că ea trebuie nu numai să fie rezistentă la secetă, că suntem aici în buricul Bărăganului, ea trebuie să fie rezistentă la dăunători, trebuie să fie rezistentă la boli, trebuie să fie rezistentă la N și N probleme. Vorbeam cu un fermier prezent la evenimentul dumneavoastră, un fermier de altfel vechi și prieten al companiei, pentru că spunea că a făcut și produceri de sămânță pentru dumneavoastră, că este foarte importantă genetica. Către ce se îndreaptă cercetarea la genetică în laboratoarele Zaten? Ce căutăm? În primul rând, discutăm dacă luăm porumbul. Da. Discutăm pentru sud-estul României și nu numai, discutăm de hibrizi din grupa FAO 250 până la maxim 380, în rare cazuri 400, acolo unde este irigat sau în zvestul țării unde avem un aport mai mare de precipitații. Discutăm de orientarea către hibrizi cu o toleranță foarte bună la secetă. Noi avem acel concept dry tolerance, unde am selectat o parte de hibrizi pe baza unor experimente științifice, nu am zis noi, băi, care rădăcini sau care frunze, nu știu cum. Pe baza unui experiment științific făcut de Universitatea de Agricultură din București, am separat hibrizii din portofoliul nostru și avem hibrizii incluși în clasa dry tolerance, ceea ce înseamnă că au o toleranță mult mai bună la secetă. În momentul de față, în câmp, acești hibrizi sunt verzi, au ștuletele bine format și vor da producție. Deci asta este una din atribuțiuni. A treia, să zic, atribuțiune, ne orientăm către hibrizii cu înălțime medie spre mică, undeva la 1,80, 2 și 10, pentru că ne interesează ca îngrășămintele care le aplic să le aplic pentru cantitatea de boabe și nu pentru cantitatea de masă vegetativă. Deci asta în legătură cu porumbul. La Floarea Soarelui suntem orientați special pentru hibrid sulfo cu toleranță la urobanche până la rasa G și H. Este foarte important pentru noi, pentru România, e foarte important ca să avem această rezistență la urobanche. De asemenea, avem hibrizi în portofoliul nostru care au rezistență la mană. Pentru că știți bine, acum un an, acum 2 ani, noi am avut în sud-estul României probleme cu plasmopara. Acești hibrizi ai noștri nu au avut nici măcar 1% atac. Și sunt hibrizi din noua generație, hibrizi obținuți și omologați de noi, obținuți la câmpul de cercetare de la PESAC și omologați și înregistrați de către noi în ISTIS. De asemenea, avem hibrizi Clearfield, care vin cu o nouă capacitate de producție, cu o mai bună stabilitate. De exemplu, era Paraiso 102, care este arhicunoscut și care noi deja vrem să-l scoatem, dar încă nu putem pentru că are o piață consacrată și avem hibrizi care vin peste acest hibrid cu o stabilitate mult mai bună a producției, cu rezistență la orobanche, pentru că Paraiso 102 nu are rezistență la orobanche, ci rezistența este dată de tratamentul cu imazamox. Pentru asta, hibrizii noi și din categoria Clearfield vin cu rezistență la orobanche. Deci noutăți, noutăți, noutăți. Că în rest, să știți că sunt culturi frumoase. Nu sunt, și vă invit, așa cum v-am spus, la mine, ca la să nu considere lumea care se va uita la emisiune, că vorbesc
gratuit. Nu, eu nu vorbesc deloc gratuit. Eu vorbesc cu cărțile pe masă. Mergem și vedem atât soia cât și floarea soarelui. Eu am floarea soarelui acum, care la sfârșitul lunii august o recoltăm. Cred că va fi de 4 tone. Poate să dea Domnul să fie și peste 4 tone. Media. La 130 de hectare de floarea soarelui. La porumb, la cel irigat, bineînțeles, fac frecvent de câțiva ani de zile 14-15 densitățile, fac foarte bine producțiile. Cât ce densitate ați folosit? Noi mergem la 82-85 de mii de boabe germinabile la hectar. Cât? 85 de mii. Ca să putem avea, eu știu, peste 75 de mii de boabe, de plante recoltabile. Și adâncimea la semănat? Adâncimea la semănat, porumbul să seamănă că e sămânță mare, nu este lucernă sau, eu știu, sau sămânță de morcov, să o semeni la suprafață și o semănăm la 5-6 cm. Asta este în funcție de primăvară și de vremea când semănăm. Dacă terenul este foarte bine pregătit și are umiditate bună, la 6 cm. Haideți să vorbim un pic despre densitatea la semănat. Mulți fermieri, poate că în ultima perioadă, obișnuiți să facă tehnologie mai de tot, mai sar un pic la... Nu sunt atenți la densitatea la semănat și respectiv la adâncimea la semănat. Ce-i sfătuiți? Aceste mici verigi tehnologice, reglaje de finețe, cum le spun eu, trebuie să constituie baza fermierului. Nu avem randament dacă neglijăm asemenea aspecte importante. Porumbul are nevoie de o lucrare de semănat de calitate foarte bună. Toate plantele să răsară în același timp. Adâncimea de semănat trebuie să fie una uniformă pentru toate boabele și să nu fie mai mică de 4-5 cm. În funcție de textura solului și în funcție de tipul de sol pe care fermierul îl are. Noi aici avem un cernoziom cambic, semănăm la 6 cm porumbul. Viteza de înaintare oferă o uniformitate, o distribuție mai bună între plante, un alt element cheie pentru noi. Erbicidarea. Pe timp de secetă pedologică și arșiță, trebuie să fim atenți când efectuăm erbicidarea. Nivelul de umiditate, ora la care începem... Nu erbicidăm la mai mult de... Noi erbicidăm când avem peste 25 de grade Celsius, în funcție și de produsul pe care folosim. Erbicidele hormonale sunt mai sensibile la temperaturi ridicate. Erbicidele de generație nouă, de exemplu cum e Starship-ul, este mai flexibil și la temperatură, dar și la stadiul de dezvoltare al porumbului când putem erbicida. Deci este mult mai selectiv. Sunt lucruri foarte, foarte importante pe care trebuie să le respectăm. Când am ales densitatea de 67.000, am ținut cont și de rezerva de apă pe care ar fi trebuit să o am în sol și de capacitatea de a suplini, de a avea precipitații în viitor. Știind că vremea nu se anunță favorabilă, nu trebuia să sar de 70.000. Am ales să merg pe 67.000, pentru că mai 2-3% pierdute de la semănătoare, mai 2% pierdute de la insecte, ajungem undeva să recoltăm. Bineînțeles, aici ajungem să recoltăm undeva la 60.000 de ștuleți pe hectar. Pentru că știu că și tu cunoști semănătoarea Kinze, cât de importantă e o semănătoare și dacă ele se diferențiază între ele și când seamănă una, dacă seamănă cu cealaltă, știi? Cu semănătorile care seamănă între ele. Toate utilajele sunt foarte bune atunci când sunt folosite corect și de către personal calificat. Semănătoarea Kinze nu este... Nu am discutat nimic despre asta înainte. Este o semănătoare extraordinară. A înființat cu succes hibridul SM Wavell, cultura de porumb, pe sud-vestul țării, unde au avut precipitații, semănat direct în miriște, cu genetica sa Tenunion FAO 250. Și acesta este hibridul SM Wavell FAO 250. Este o coincidență mare că vorbim despre asta. Este o semănătoare foarte performantă. O presiune pe secție foarte mare, este foarte ușor de reglat și într-adevăr este viitorul. Domnule Gabriel Nicolau, am păstrat interviul cu dumneavoastră mai spre finalul emisiunii, atunci când vrem să dăm fermierilor veștile bune. Ne aflăm astăzi la Drajna, alături de partenerii noștri Saten Union, cu care am organizat al doilea eveniment pe prășitoare la Floarea Soarelui și Porumb.
Dar aceste culturi deja se pregătesc de recoltat încet, încet și ne gândim la campania de toamnă. Cu această ocazie vreau să vă spun că mulțumim lui Dumnezeu în primul rând și sprijinul fermierilor și celorlalte autorități, APPR și nu numai, domnul ministru și toți cei participanți în agricultura românească prin derogarea către NUPRIT, ocazie cu care putem să venim în sprijinul partenerilor noștri fermieri și distribuitori pentru tratamentul seminței la cereale păiase, care va fi până la 30 noiembrie. Ne bucurăm. Ce s-ar întâmpla dacă nu primeam această autorizație? Vă dați seama că în ultimii ani, după cum toți inginerii agronomi și noi, oamenii care nu avem implicații foarte mari în domeniul agricol, simt pe pielea lor schimbările pedoclimatice. Avem ierni din ce în ce mai blânde, precipitații din ce în ce mai puține, secete din ce în ce mai prelungite, temperaturi oscilante între zi și noapte și toate aceste aspecte nu fac decât să înmulțească și să sporească pragul mare și economic de dăunare pentru cereale păioase și nu numai. Și atunci atacurile de zabrus, atacurile de muscă și ceilalți dăunători, venim cu sprijin către fermă prin imidacoprid, prin Nuprid al 600 FS. Astfel că ne pregătim pentru tratamentul semințelor, pentru campania de toamnă, pentru cereale păioase. Ne gândim să venim în sprijinul fermierilor și cu alte soluții, taman pentru a combate anumite buruieni care pot trece peste aceste temperaturi oscilante și, în speță, am adus de aproximativ 2 ani de zile un erbicid nou, se numește Saracen Delta, un produs bazat pe două substanțe care acționează sinergic, două substanțe active, diflufenican și florasulam, atât cu efect rezidual și cu efect foliar. Totodată am lansat o campanie pe acest produs, la fiecare 10 litri, noi, compania Nufarm, asigurăm 2 litri, adică 10 plus 2. E o campanie care se desfășoară începând cu luna august până la sfârșitul lunii decembrie. E o oportunitate pentru fermă, pentru că tot ce înseamnă buruieni dicotiledonate, greu de combătut, gen veronică, turiță, samulastră de floarea soarelui, că e cu sulfonureică sau cu imazamox, sau samulastră de rapiță, clearfield sau convențională, pentru că asolamentele așa vin, sau rotațiile, de regulă așa ar trebui să vină după floare sau după rapiță și nu numai. Noi putem să lăsăm un teren curat de buruieni, o cultură de grâu și orz care să pornească curat în vegetație, să putem valorifica îngrășămintele care sunt din ce în ce mai scumpe ca și preț, să nu avem gazdă pentru borși și dăunători prin prezența buruienilor dicotiledonate, Saracen Delta fiind o soluție la acest moment pentru combaterea acestora, începând din toamnă, chiar și în primăvară în anumite ferestre. Pentru că ne putem trezi în situația în care sunt zone în care în primăvară apar vânturi puternice, putem avea răsăriri cu precădere în ianuarie-februarie sau decembrie-ianuarie-februarie, s-a mai întâmplat neavând precipitații în toamnă să răsară în anul următor. Avem această soluție la îndemână și putem ulterior, în funcție de densitatea culturii, de a aplica o corecție sau nu în vegetație. Dar pentru fermă, la momentul ăsta, cu campania pe care o avem 10 plus 2, putem oferi soluție eficientă în combaterea buruienilor din toamnă și nu numai. Ne plac ofertele. Mai avem oferte și la alte produse? Mai avem, pentru că toamna înființăm nu numai cereale păioase, ci și rapiță. Uitați-vă că mare parte din tot ce înseamnă insecticide în piață, ca și substanțe active, au dispărut. Așa este. Și căutăm soluții noi, căutăm soluții viabile în fermă, căutăm soluții cu care să putem avea o eficacitate foarte bună la un preț bun. Cred că fermierii, iertați-mă, o să ghicesc din prima, fermierii au învățat deja cuvântul carnadin. În mare parte, da, e un insecticid sistemic. Ce substanțe? Da, acetamiprid, 200 de grame, este într-o formulare lichidă, îl facem la fabricile noastre din Franța. La acest moment am pornit o campanie pe acest produs, la fiecare 10 litri, noi acordăm un litru, 10 plus 1, poate fi un partener strategic să aibă o cultură curată de dăunători alături de alți piretroiți de contact. Deci e un insecticid sistemic, un insecticid care poate proteja cultura în diferite fenofaze, atât în toamnă cât și în primăvară. Dar
Rețineți, dragi fermieri și parteneri, această promoție este de în august până la 31 decembrie. 10 plus 1 e un insecticid care nu trebuie să vă lipsească din fermă pentru tot ce înseamnă afide și nu numai. Ceutorincus, Snapi, Asimilis, în funcție de fenofazele de dezvoltare a culturii de rapiță. Deci e o soluție ușor de utilizat, ușor de manipulat, o eficacitate bună și la un preț bun. Poate fi el amestecat în tank și cu alte produse? Da, poate fi partener pentru tot ce înseamnă claza piretroizilor de contact, adică pentru insecticide de contact. Fermierul are la îndemână această posibilitate de a aplica contact cu sistemic ca și insecticid sau numai contact sau numai sistemic. Este la latitudinea fiecărui fermier de a accesa în funcție de presiunea dăunătoră pe care are în cultura respectivă, adică în speță în rapiță. Dar pot să vă spun că pentru viitor eticheta lui Carnativ va fi extinsă și la alte culturi, în special la cultura mare, va fi doar o chestiune de timp. Ce culturi vom putea proteja în viitor? Cereale păioase, grâu, orz, vom avea și porumb, dar toate la timpul lor. O concluzie, ce le-ați spune dumneavoastră fermierilor, cei care au fost prezenți astăzi, pentru că am auzit din discuțiile pe care le-ați purtat și au fost destul de tehnice, vrând să știe de la dumneavoastră ce a fost pe aici, vă dați seama că nimeni nu vă crede la fel că n-ați irigat pe aici cu picătura sau respectiv cu un canal de irigație ascuns în spate, și ce le-ați spune celor care au fost și celor care n-au fost astăzi aici? Celor care au fost le mulțumesc că au venit și că ne-au acceptat invitația să descopere pe viu ce facem aici. Noi nu irigăm platforma, nu avem țevi îngropate în pământ, cum s-a vehiculat că sunt băgate la 80-100 de centimetri ca în vestul Europei. Ideea noastră pe viitor este următoarea. Platforma rămâne cea mai transparentă platformă din România. Indiferent de ora la care au drum pe aici, se pot opri domnii fermieri să vadă singuri hibrizii. Toți cei care au fost prezenți am venit împreună, am discutat chiar aici, am făcut un atelier tehnic cu toți fermierii și la irigat și la neirigat, a fost o discuție foarte îndelungată. La întoarcere fiecare fermier și-a ales câțiva hibrizi și a verificat 50 de metri în interior și ne-am întâlnit în cortul principal, unde chiar am luat feedback și am luat și câteva comenzi. Am avut un grup de fermieri din Bulgaria care au dat și comandă de sămânță. Care a fost cel mai cerut dintre cei de astăzi? Cel mai cerut a fost un hibrid nou, care se numește Ilirca, un FAO între 360 și 380, dar într-adevăr este un hibrid nou și este un hibrid extraordinar. Arată superb. Am mai avut comenzi pentru Badiane, FAO 360, Replic, celebrul Replic, care arată iar foarte bine și ca o vedetă pentru condiții grele, pentru arșiță, a doilea an consecutiv în care face o mișcare foarte frumoasă, este acest SM Wavel, FAO 250, care este foarte frumos, este polenizat până în vârf, forma ștuletelui este una cilindrică, potențialul de producție realizat în fermă este de 8 tone anul trecut pe hectar. Capacitatea de producție în loturile demo și în screening este de maxim 11-12 tone pe hectar. Un FAO 250, foarte frumos, foarte bine polenizat. În stânga mea sunt 8 rânduri de SM Wavel. Iar la Floarea Soarelui cine a câștigat? La Floarea Soarelui a câștigat, la fel ca Wavel, al doilea an consecutiv, Valparaiso. Valparaiso este un hibrid nou, marca Saturn Union. Anul trecut 4700 kg pe hectar în acest câmp. Anul acesta undeva la 3000-3500 kg pe hectar cred că va obține. A impresionat toți fermierii prin starea fitosanitară foarte bună. Are un aparat frumos, foarte sănătos, este rezistent la orobanche cu mana până la rasa F inclusiv și este rezistent și la mană. Plasmopara halstedii, mana florii soarelui, este o problemă reală în România, Valparaiso. Iertați-mă. Ce am observat însă anul acesta, foarte mulți dăunători. Am văzut diabrotica, n-am mai văzut în schimb viermele sârmă anul acesta. Cum le explicăm și cum facem curată platforma pentru anul viitor, în afară de rotație? Din nefericire aici avem problemă cu toți dăunătorii pe care i-ai enumerat. Avem probleme și cu viermii sârmă, avem probleme și cu opatrum sabulosum, falsul vierme sârmă, avem mari probleme cu Tamnimecus dilaticolis, asta pentru cultura de floarea soarelui și pentru porumb.
Mai târziu, în vegetație la Floarea Soarelui, am avut probleme cu Ligus, un dăunător nou și nu foarte cunoscut de domnii fermieri. Ce face acesta? Este o ploșniță, se numește Ligus rugulipenis, înțeapă butonul floral și pețiolul și în multe cazuri provoacă scăderi de producție de până 20-30%, pentru că calatidiul nu se poate forma corespunzător. Pentru porumb am avut și diabrotica, încă avem. Avem și Helicoverpa armigera. SM Vavel este un hibrid semisticulos care evită atacul de Helicoverpa, de exemplu. N-am văzut. Da, nu preferă, preferă hibrizii dentați Helicoverpa armigera. Diabrotica mănâncă cam orice. Deci nu e nicio problemă. Dar dacă atacul are loc mai târziu, mătăsitul la un FAO 250 este prea devreme. Și reușește să polenizeze și nu vom mai avea probleme de polenizare. Dacă observați dumneavoastră, hibrizii sunt polenizați până în vârf. Da, cu alte cuvinte, ar fi important să scădem grupa de grupa FAO, pentru că dacă până acum ne duceam în 300 pe zonă, acum văd că ne ducem în 200. Putem să ajungem și la 100? 100 și? Nu putem să ajungem. De ce? Nu putem, pentru că este prea puțin. Avem în portofoliu așa ceva? Nu, cel mai timpuriu este acest 250 FAO. Uh-huh. Cel mai productiv este Spartan, da. FAO 320, care îmbină productivitatea cu stabilitatea și cu timpurietatea. Și pentru anii buni avem nevoie de un 360 badiane, un 380 replic, pentru că este posibil și s-au realizat producții de 14-16 tone la neirigat. Într-adevăr, sunt condiții ideale când avem o iarnă ploioasă, când avem un sol de calitate, o schemă de fertilizare bună. Dar noi, ca fermieri, trebuie să fim pregătiți pentru orice, și pentru rău, dar și pentru bine. Și trebuie să împărțim riscurile. La 100 de hectare de porumb, punem 2-3 hibrizi. Un ultim mesaj pentru fermieri ar fi în felul următor. Cumpărați sămânță de calitate, certificată, nu zic să cumpere de la noi, dar terenurile noastre sunt și așa infestate cu o serie de boli și dăunători și ar fi bine ca să facem această rotație cu sămânță certificată ca fermierul să aibă producții. Pentru că, așa cum ai spus și altă dată, 30% din producție este asigurată de genetică. Diferența este asigurată de tehnologie și de cel de sus. Noi cam asta dorim, ca fermierii să îndrepte către o sămânță certificată, să semene sămânță certificată și nu sămânță din pătul, pentru că nu vrem să multiplice în continuare bolile și dăunătorii. Și în acest moment, Southern Union România are sămânță de rapiță, are sămânță de grâu ors, care sunt foarte cunoscute. Și îi așteptăm oricând pe fermier să vadă platforma și după acest eveniment, platforma rămâne etichetată, panotată și ei pot să treacă oricând să vadă ceea ce nu au reușit să vadă până acum.